Amiguito, vreau să vă arăt acum ce o să mai zburăm începând în august. Asta e un mascul reduced în engleză. Reduced, stați să vedem cum ne organizăm aici ca să nu bată soarele, că nu se vede prea bine. Uite așa. Reduced e o genă de culoare sex linkată recesivă. Ce înseamnă sex linkat? Înseamnă că masculul înseamnă că e situată pe cromozomii care determină sexul porumbelului. Masculul are două, cum e ăsta, ca să fie reduced, iar femeia, având doar un singur cromozom de sex și o jumătățică mică de cromozom, ăla jumătățică mică e cromozomul Y a femelei, sau nu, la porumbei îi cu Z și W. La mamifere, din câte știu, îi cu X și Y. Sau la oameni, când am învățat eu la anatomie în clasa 7. Mă rog, eu am folosit X și Y și la porumbei, nu Z și W, că mi s-a părut că mă complic. În fine, treaba e așa. Masculul are 2 de X, femeia are un X și un Y. No, pe cromozomii ăia cu X, e situată gena asta de culoare, reduced. No, reduced ăsta e o genă de culoare care se face porumbelul roz. Ăsta e pe T-pattern, adică pe gut foarte închis. De-aia are atâta roz. Dacă era pe dungat, avea doar dungile roz. Pițigoiul ăsta îi dintr-o femeie reduce tot pe T-pattern. Una focoasă, ce am încercat să o zbor după masculi primăvara trecută. Dar nu a făcut nimic, în schimb zboară, rachetă. Și pot să spun că are în combinație, stai să mă gândesc, nu cred că are guțan. Are numai gușat spaniol și voiajor. Cred. Da. Da. Deci, bunicul lui e voiajor. Ăsta, T-patternul ăsta năros pe care l-am zburat și făcut și primăvara asta, au făcut capturi. Deci bunicul lui e ăla. Iar bunicul din partea tatălui, nici nu știu, deci sincer, nici nu știu, așa s-au corcit, s-au combinat acolo, că nici nu știu dacă nu e și un pic consanguin ăsta. Bun. Ce să vă mai spun despre genul ăsta de culoare? E o splendoare. Acum nu se vede foarte clar, pentru că e un penajul, e un penajul de pui, dar în momentul în care în momentul în care schimbă penajul și o să îl ia pe ăla, o să îl schimbe în penajul de adult, e și mai spectaculoasă, e și mai frumoasă. Puiul a fost singur pe cuib, a crescut foarte bine, foarte sănătos. Acum îl bag la înțărcare și e un șmecher. N-o cobor din boxă numai în momentul în care o știut că poate să urce înapoi. El crescând în boxa cea mai de sus. Eu trebuie să mă urc pe ceva ca să ajung acolo, în boxa în care a crescut el. Asta e bijuteria. Hai să pun să vedem dacă stă pe picioare aici în fața telefonului, să-l vedeți și să vedeți și poziția corpului. Nu o să fie foarte gușat, nici nu mă interesează gușa lui, mă interesează temperamentul. S-ar putea să fie un pic nebun, un pic focos, pentru că măsa e destul de focosă. Ah, e cam aproape de telefon și nu-l vedeți cum ar trebui. Nu știu cum să-l pun mai... Uite așa, așa l-ați vedea cum. E șmecher. E un șmecher puișorul. Eventual, mută telefonul, că poate că-l vedem mai bine. Uite așa. Uite de aici. Așa. Așa. Cred că vedeți mai fac. Hai. El. Rozaliu. Am un frumosule. Hai că te pun acolo cu gașca. Cu gașca de pui. Și peste toate celelalte o să aibă și
aptitudini de zbor. Deci asta o să fie rachetă. Rachetă. Am observat că la calitatea peneajului seamănă pe mamă, taică-s-o având o leacă mai mult gușat spaniol în el, ceva s-a întâmplat acolo, tata lup, tata puiului, îi... tata puiului chiar e consanguin. Un peneaj de tata jena, e consanguin, deși are cam jumate-jumate spaniol și voiajor, fiind consanguin, din consanguinizarea respectivă mi-a rezultat peneajul spaniol. Deși tatăl său nu are gușă, nu arată spaniol, dar peneajul l-a moștenit 100% de la tipul spaniol, tipul de peneaj de gușat spaniol, moale și scofâlcit și în care intră apa foarte ușor. Nu are pudră de aia, nu are peneajul strâns. Dacă se udă, nu știu dacă mai zboară de jos până pe casă tatăl său, deși nu arată gușat spaniol, mai degrabă arată voiajor năros, tata lui. Nu. Asta am vrut să vă mai arăt, amiguito, și mecheria asta, să îi duce soarele pe el, de frumos. Și nimic, și gata. Alte chestii mai târziu, dacă mi-aduc aminte. Ciao!